pietroaiele, pietroaiele din împărăția cerului au coborât să ne spună bun venit, să ne aducă mulțumiri din împărăția cerului. Să nu vă fie teamă. Pietroaiele din împărăția cerului o să lase simple găuri în ochii voștri limpezi, în ochii noștri burbucați. Cum v-am obișnuit, am mai schimbat cărțile pe care vi le prezentam zilele trecute, cărți care au treabă cu fenomenul pe care îl urmărim și îl celebrăm astăzi, folcul începuturilor. Un dicționar rock-pop-folk scris de regretata Daniela Caraman-Fotea, care a urmat, practic, singurului dicționar dinainte de Revoluție, Disco Ghid Rock, din 77-79, o carte care conține, cum se vede cu majuscule, și folk, nu numai rock și pop, cartea de folk a subsemnatului, o știți, din nou, Teodora Ionescu, cel mai important jurnalist al folkului, din punctul, nu numai din punctul meu de vedere, din păcate și Teodora ne-a lăsat în urmă cu 3 ani. Cartea de amintiri despre Dan Andrei Alta, Prin dimineața unei muzici, Horia Stoicanu. O carte dedicată de un folchist din generația următoare, Ovidiu Mihăilescu, o carte de poeme rock, dedicată și unor personaje precum Dorin Liviu Zaharia, ori Nicu Vladimir. Iar aici cartea de versuri, Dorin Liviu Zaharia, pe care am prezentat-o en passant și ieri, Anarhetipul sau un frate tânăr. O dat un lup cu blana albă, negăsindu-și altă treabă, se gândi la cum să pună treburile la o stână. Și luă ca ajutoare 4 pui cu gura mare și încet la miezul nopții în stână au intrat ca hoții. Printre altele, ție ți se datorează cea mai veche înregistrare folk, realizată de Cornel Chiriac și difuzată ocolind cenzura la Radio București. Care au fost primii oameni din acest domeniu, din această familie, care avea să devină o familie atunci când ai venit student la cibernetică de la Satul Mare în București? Erau nu foarte mulți. Mai curând aș zice, erau puțini. Era, de pildă, un student la arhitectură, îl chema Andrei Giroiu. El nu cânta decât cover-uri Bob Dylan. Și cred și niște Guthrie și chestii de fel ăsta americane. Deci exclusiv, aproape exclusiv, axat pe repertoriu american. Era din Brașov? Din Brașov, da. Din Brașov era el. Mai era acolo și Bebe Paraschivescu, care și el aproape în aceeași formulă lucra, însă nu foarte, cum să spun eu, nu foarte atenți cu scena fenomenului. Jumătatea asta
cât este prea mare, s-o fac mai mică, tai din depărtare. Lasă-mă, părinte, restul n-o să-l caut, și fără cuvinte, liniștea să-ți laud. Sănătatea noastră șuprezește parcă cum ne îmbrățișează somnul sub o barcă. Lasă-ne, părinte, restul n-o să-l caut, și fără cuvinte liniștea să-ți laud. Sub copacul galben totul ne depare, dar ascunse aripi varsă ceri din mare. Lasă-ne, părinte, restul om să-l da, și fără cuvinte liniștea să-ți lau. La un moment dat, prin străduința fraților Ursulescu, Octavian și Florin Silviu, din păcate Florin ne-a părăsit și el de curând, a avut loc în București, la fostele grajduri regale, care erau atunci cămine studențești ale Politehnicii, a avut loc primul festival de muzică folk. Și chiar întâmplarea, sau mă rog, destinul, a făcut să se numească chiar așa. Și acolo, într-adevăr, am cunoscut o serie de oameni foarte interesanți. În primul rând, l-aș numi pe Mircea Popa, care era ceva cu totul aparte. Sigur, era acolo și Mircea Vintilă, erau... Nu mai știu, că erau mulți. Chiar cumva am încercat să găsesc foaia aceea, că mai am o tăietură de ziar în care erau toți cei care afișe n-au fost. Dar informațiile fugeau ca flăcările prin grâul de curând cosit, așa că se răspândeau instantaneu din gură în gură. Și să te intoxic cândva, apoi să fiu sânge de frate pentru o transfuzie și ceva. Afară plouă și cad îngeri, îngeri uzați din paradis. Îmi spui că așa nu se mai poate, haide să facem un compromis. Voiam să te întreb dacă Mircea Valeriu Popa era deja cu Dan Oprina sau avea mai târziu să constituie acel grup. Eu cred că deja ei erau împreună. Dar aici e puțin mai complicat, nu aș băga mâna neapărat în foc, că nu mă pricep așa de bine la istoria lor. Venise și Marcela Saftiuc, foarte bună și, mă rog,
Cluj era reprezentat, Iașul a fost reprezentat. Deci a fost o chestie universitară sau studențească foarte reușită și care a pus, hai să zic, nu temelie, dacă nu e vorba de temelie, de a întemeia ceva. Era pur și simplu un semn că poezie, muzică, un același autor, un același interpret, tot conceptul ăsta care în formă s-a mai numit altfel și a fost deturnat și folosit altfel, nu mai contează asta, dar era un semn că această chestie există și că își cere dreptul la a fi vocal. Împreună totul e prea frumos. Să trăiești murind, mai bine să mor trăind. Mila de la străin e ca umbra de la spin. Celui fără de rușine, dacă-i dai ceva obraz, ți se suie în spinare ca să-l treci peste pârlaz. O conștientizare de sine a mișcării până la urmă. Și absolut. Voi v-ați cunoscut între voi. Absolut, absolut. Acolo ne-am cunoscut în mare parte, am cunoscut o mare parte din folchiștii și de astăzi și, mă rog, din generația aceea, sigur că da. Cam asta. Și fuseseră acolo și oameni care năzuiau către asta. De pildă, acolo, tot la festivalul ăsta, l-am cunoscut pe Sorin Chifiriuc, care nu cânta. Nu cânta deloc, dar după concertul meu a venit pe scenă, chiar că era mult mai relaxată treaba, nu aveam bodyguards deloc și a venit și a zis, da, e treabă interesantă, poate facem, ne gândim ceva și cam așa ne-am gândit și am făcut-o pe urmă. De el a rămas în continuare în o mulțime de proiecte de la începuturi, că pe urmă el a luat-o complet într-o altă direcție mult mai electrică. De 3 zile luna crește ca un fabr de miere într-un stup. La mănăstirii nou, babă zice, stareț purtător de bolți cerești să faci o rugăciune de ieșirea sufletului din trup. Pentru mine. Cu miros de gerângână vine un bătrân, îi sunt obrajii zdrențuiți în tocmai ca un prapur vechi, zice, părinte bun, să aduc o pâine și un strop de vin ca să se roage la altar lândețea ta. Pentru cine? Pentru turma de oițe. Într-un târziu o fată
zice să-ți o liturghie stare sfânt. Pentru cine? Pentru gândul meu. Luna s-a îngrădit un curcubeu. Luna s-a îngrădit un curcubeu. Mircea, după câțiva ani, am o primă filmare fără sunet de la Mirel Leventer, Cineclubul A, și erați pe scenă, nu știu dacă chiar atunci s-au numit întâlniri unice și repetabile, dar erați cu Mișu Diaconescu, Mihai Diaconescu, cu Florian Pitiș, cu Nicu Vladimir, tu, Doru Stănculescu... În fine, Dan Tufaru, cred că era pe aceeași scenă, probabil se și recita, se cânta. Club AU ajunsese un loc în care vă exprimați voi bine și fără a fi, știu eu, talonați îndeaproape de cenzură, de sistem. Pe de altă parte, nu intrau decât studenții arhitecți acolo. E adevărat, dar și asta e parțial, fiindcă... Puteau, nu arare ori veneau studenții arhitecți și mai ales membrii fondatori sau nefondatori sau, mă rog, veneau cu, aveau dreptul la niște invitați. Deci mai intrau și din afara studenților arhitecți, oameni acolo. Era un loc cu totul și cu totul senzațional, fiindcă, da, cenzura nu prea se băga. Pentru mine a fost și este, pentru mine, unul din locurile cheie ale carierei, dacă vrei, sau ale parcursului meu. Aceasta e o poveste foarte tristă pe care vreau să vă spun acum. Călare pe vrabia anarhistă, ei doi căutau momentul, când și cum. Un înger încearcă să zboare de pe umărul meu în pădurea lui Dumnezeu. Se duce cu foșnetul său liniștit și plânge ce-a fost odată și fi va mereu. Unde este ziua? Unde este seara? Unde este toamna, unde este vara și inocentele animale care îmi dădeau târcoale? Dar unde este râsul și ursul care ne adăposteau și de mâncare mestecată ne dădeau? Unde este lupul? De saga în pădure, ne-am pierdut în amintiri, ne-am uitat, aiutat, am uitat ce păcat. Ei știau pe din afară, ei știau, știau că o să moară, într-o cameră, într-o cămară, într-o noapte de primăvară.
eu nu pot uita și de altfel ai folosit instrumentiștii pe primele două discuri single ale tale, pe al doilea și al treilea, că primul a fost cu Marcela Saftiuc, de acele formule compuse de geometrie variabilă, cum ne place să le spunem, care s-au numit fie ceata de... Ceata de dubași, ceterași, chitarozi, meșteri lăutari, da, nu mai știu ce, și alți meșteri lăutari. Ceata melopoică. Pe urmă, ceata melopoică. Și pe urmă au început să apară Florian în Labirint, Florian din Transilvania, fel și fel de alte denumiri. Acum, niciuna nu a murit, ca să zic așa, niciuna din formule. Probabil din cauza faptului că n-am murit eu încă. Era o zi minunată, cam ca aceasta. Tocmai ieșisem să mă plimb. În față era o câmpie mare, verde, foarte frumoasă. Și undeva mai acolo un zid, un zid. Mi-am zis, hai să văd ce e acolo, să văd cum e dincolo. M-am apropiat, am băgat capul și am văzut ceva nemaipomenit. Forfotă. Oameni mulți care se agitau, făceau felurite trepte. Foarte luminoși, foarte plăcuți. Și am întrebat, cine este stăpânul locului? Și a zis, uite acolo, pe doamna aceea. Și am zis, nu vorbiți, eu sunt Madame Butterfly. Madame Butterfly. Păi atunci să rămână Madame Butterfly. Să nu-mi spui niciodată să rămână mie. Eu sunt Madame Butterfly și răspunde tot ce se întâmplă aici în această incintă. La ce fac? Care e chestia? Am avut o iarnă grea, a zis. A fost frig. Am zis să facem acum curat. Primăvară, nu? Facem curat. Hei, da, bună idee. Bună idee. Evidiez. Dar de ce? De ce? Dumneata nu poți să faci la dumneata acasă? Zic, doamnă, nu, la mine e nebunie mare. Nu pot să fac, nu se poate face. Nu putem face. Acolo, aproape că nu se poate face curat. Nimic. Voiam să te întreb și de unul dintre influencerii, dacă pot să-i spun așa, nu prescurtat ca pe SMS-uri sau ca pe WhatsApp, voștri, Dorin Liviu Zaharia. Aseară a vorbit câte ceva și a cântat Adrian Ivanitski, care a avut o lungă prietenie cu el din 66. Da. Pe mine m-a ajutat foarte mult, nu colaborarea, m-a ajutat prietenia cu el, fiindcă noi eram prieteni, frați, pur și simplu. Mai stătea și foarte aproape de mine pe vremea aceea. Nu cânta, sau mă rog, nu se acompania decât frugal la instrumente. Avea o mandolină celebră pe care, țin minte și acum cum își construia acordurile. Și mai avea și o orgă mică, avea tot felul de chestii mici, dar nu îi trebuiau ori amploare uneori sau pur și simplu o susținere mai serioasă. M-a rugat pe mine și am făcut și l-am și tras după mine în niște concerte, fiindcă la un moment dat am făcut cu Doru, cu Vintilă, cu
nu mai știu cine, așa, s-a făcut un turneu la Suceava, făcut de un alt arhitect care fusese acolo, Călin Imescu, care a fost acolo repartizat. Și eu am zis, domnule, eu vreau să vin cu Dorin Liviu Zaharia, vreau să-l iau neapărat pe Nicu Vladimir, fiindcă toți sunt extraordinari. Vreau să-l iau pe Gabi Căciulă, fiindcă fără el nu mă simt eu prea bine. În preajma mea era o ființă cu ochi mari și plin de stea. Și marea lua cu bună știință din ei adâncă liniștea. Era precum ființa mea ce înseta la neprigoană. În ea mi se strălumina apropierea de icoană. De atâta timp, fără vedere, flămând și însătat de ființă, am luat din ochii ei putere și m-am spălat de neputință. Am cântat, l-am acompaniat și am cântat împreună, dar important era că el schimb, noi cel mai mult ne preocupa să schimbăm informații. Ne folosea foarte mult faptul că aveam aceeași lungime de undă, puteam vorbi, puteam construi. La vremea aceea era un ajutor nebun să știi că ai pe lângă tine pe cineva care vede lucrurile cam cum le vezi tu. Și el a luat de la mine o mulțime de lucruri, eu am luat de la el cu cele patru mâini pe care le-am și a ieșit că, cum spun, ne simțeam foarte bine. Dintre ierburile crude crește cel ce nu se aude, mișcă cel care se vede, prunc în care se va crede. În afară de el, mai erau într-adevăr oameni care, din păcate, au plecat. Nicu Vladimir a plecat, care era un om extraordinar. Eu țin minte că l-am și pe el l-am vârât într-un concert pe care îl organizase Puiu, la Sighișoara, undeva, Ivanitschi, da. Puiu Ivanitschi, mult mai devreme, cu câțiva ani mai devreme. Și Mihai Diaconescu. Ulterior, regizor de film, sub numele Angel Mora, a lucrat și a scris și scenarii de film, a făcut chiar Veroi un film după un scenariu de-a lui, și un muzician și un poet excepțional, și plecat și el dincolo, de nori, așa cum a făcut-o și Valisterian, de pildă, sau abia numitul Mircea Popa și câți și câți, nenumărați, din nefericire. Dar asta e socoteală. Roțile din mers
Se mă întreb de moarte. Să nu mă întreb. Să știi că poți întoarce. Sentimentul groazei izbucnește-n lacrimi. Capătul cărării par o rară stea. Înzecit puterea ce-ți auți voi da. Despre Nicu, Vladimir, nu pot să nu îți mulțumesc pentru o arhivă rarisimă pe care mi-a dat-o pe o casetă VHS Anda, soția lui de atunci. Trasă în Germania. Trasă în Germania, în octombrie 89, acasă la Nicu Covaci, cu tine și nu știu dacă și cu Anton Petrașincu. Unde Anton Petrașincu, el era, ca să zic așa, observatorul și operatorul și sigur că era și el implicat, bineînțeles, fără el nu aveai nicio casetă, el avea aparatul. Era foarte important să existe ceva cu aparatul acela. Și el a tras, într-adevăr, și niște muzici pe care le cânta. Încă nu a fost doar o discuție. Sunt singurile înregistrări știu, care există cu știu, el, datorită știu, vouă. Da, știu asta. Știu asta. El a venit direct la mine
După ce s-a luptat pentru nenorocita aia de viză, sau, mă rog, pentru pașaportul ăla, că nu aveai pe ce să capeți viză, la urmă urmei. Și a venit la mine, stăteam în Germania, la Wuppertal, și a stat vreo, nu știu, o săptămână, 10 zile, ceva de felul ăsta, ne-am tot frăsuit, bineînțeles că am văzut... Galeriile de artă plastică... Bineînțeles că am văzut toate muzeele Düsseldorfului, ale Kölnului, ale, păi de mie, pe unde n-am fost. Să-mi urma săvârșită partea mea ispășită, gândului vlaga să-i crească, suișul să-ți-l sporească. Lasă-mi pasul să trezească, pași noi de cu zi să-i crească. Pași doruși, drumul să înalță într-o dimineață, da, pași doruși, drumul să înalță într-o dimineață. Nu pot să uit că în 2004 sau 2005, în timpul unui stufstoc, circulau niște manifeste, cum să le zic, niște da. Fluturași, că tu ai concert, ți-am spus, s-ar putea să ieși din filmare la nu știu ce ore, să vin să te filmezi, și mi-ai zis, nu. El trebuie să se întâmple odată și să zboare, tot așa, în memoria lui Nicu Vladimir și așa mai departe. Chiar, da, da. Gașca voastră la 2 mai. Cântam la... Și așa a și fost. Sub da. Chiar așa, fiindcă am un cântec care e vorba despre barca aia de pe mare. Nu-ți ascunde fața la mea, veverițo, de ce-ți duci ochii departe, veverițo, hai privește către țărână, vântul te va duce. Se lipesc de apă.
se topesc în apă. Ce departe-i sub pământul, veveriță? Ce departe-i sub pământul, veveriță? Te vor duce încolo în pace, ani și cu duce. Vor fi toate minunate, dacă muști cu sapă. Vor fi toate minunate, dacă muști cu sapă. Dacă muști cu dardă, dacă umpli apa. Așa cum am observat vorbind despre vremurile astea, ele sunt extrem de orientate pe comerț, pe vânzare. El le dă și celor care vor să cumpere niște lucruri. Eu nu pot să fac chestia asta, pe bune. Eu văd doar lucrurile de mai de departe, mă duc către ele și nu sunt capabil să mă ocup să pun pe CD-uri, pe digipack-uri, pe whatever pack-uri, diversele chestii din urmă, fiindcă mă așteaptă foarte multe în față. Mă ocup de ele, prefer să le fac pe alea. Nu e, el și-a găsit o formulă minunată, chiar funcționează extraordinar de bine și mă și bucur că e așa. La mine nu se potrivește, ce pare rău. Și dacă se va potrivi, se va potrivi doar prin faptul că există deja, trebuie să o spun și pe asta, oameni care au zis, domnule, eu nu te las până nu îmi dai mie materialele aia să scot eu atunci, dacă nu vrei să scoți. Și poate o să fac figura asta cu puțină neplăcere, dar asta e. Să nu credeți că mă joc acum. Să nu credeți, totul pare fum. Dar la miezul nopții, mort pe jumătate, la castel în poartă, oare cine bate? Pe mine Mircea mă cheamă și cu toți eu sunt de-o seamă. Dumnezeu mi-e rudă bună, îmi arunc iubirea-n vânturi. E ușor să culești struguri, sunt prea mulți să-i lingem sigur în Asia cu patru vârfuri. Să nu credeți că mă joc acum. Să nu credeți, totul pare fum. Dar cine-i stânca neagră și acel vechi castel unde curge-n vale râul Mititel? Pe mine Mircea mă cheamă și cu toți eu sunt de-o seamă. Dumnezeu mi-e rudă bună, îmi arunc iubirea-n vânturi. E ușor să culegi struguri, sunt prea mult să-i lingem singur în Asia cu patru vârfuri. Să nu credeți, să nu credeți, totul pare fum, fum, fum. Du-te către cerul,
viață mor și-ți va fi mormântul cununat cu flori. Pe mine Mircea mă cheam, ce v-am spus nu e o zeamă, ce se bea urlând la cram. Ce v-am spus e o licoare stoarsă dintr-un om ce moare, astăzi doare, mâine moare, totul s-a schimbat în boare. Fericirea au început să-și apară filmări cu tine, că e Floriman, că e festivalul tulnicăreselor. Treaba lor. Da, e într-un fel sigur. Tehnologia are o mulțime de părți abominabile, dar uite că sunt și câteva lucruri interesante. La urma urmei, noi mult ne-am fi dorit ca înainte de 80, de 90 să fi fost cineva să imprime cu ce o fi putut să imprime ceva. Nu ne-a imprimat nimeni. Multe lucruri s-au pierdut. S-au pierdut enorm de multe lucruri. Poate și asta a fost așa o rupere și o sfârșire interioară, încât am zis, bă, dacă tot așa, asta e viața și așa merge ea, păi rupeți-mă, fraților, fiți lupi sau lei sau tigri sau ce-ți fi fiind, hiene ce sunteți. Așa. Podul de piatră Thank you.